Ideea popularizării creațiilor artiștilor aflați încă pe băncile școlii aparține unui grup de dascăl și elevii nimoși. Copiii trebuie să învețe să se afirme, să învețe să comunice, să învețe să-și promoveze munca, să-și promoveze lucrările. Le-am dat o șansă ca lucrările lor să fie văzute, le-am format cu acest prilej și un catalog, am reușit să-i premiem. În sprijinul tinerilor talentați s-a constituit la Târgu Jiu și o organizație care să asigure nu doar promovarea talentelor, ci și orientarea acestora spre zona artelor în care se pot dezvolta ca artiști. Ne dorim să inițiem chiar și o tabără de creație pe care o să o organizăm poate la Hobița sau poate la Curtișoara atunci când o să vină vacanța de vară. Premianții din acest an și-au concentrat atenția pe grafică, pictură religioasă și realizare de machete cu propuneri de amenajări arhitecturale. Au fost două secțiuni la care au fost primi valoare de 20 de milioane. În locul întâi, secțiunea care a luat un coleg de-al meu, Păunescu Răzvan, cu acest desen, cel cu instrumentele muzicale. Și a mai fost încă o secțiune de arte. Expoziția vernisată astăzi va rămâne în atenția publicului spectator gorjan până la începutul săptămânii viitoare.